aflăm la prima ediție a programului Descoperă Federația. În cadrul programului, acestui program vrem să prezentăm membrilor comunității evreiești din România, Federația, în ansamblul ei, organizație. Spuneți-ne, vă rog, ce implică funcția de vicepreședinte a Federației? Care sunt atribuțiile și care este rolul dumneavoastră? Funcția de vicepreședinte a Federației cuprinde două laturi. Cea reprezentativă, respectiv acolo unde președintele Federației nu poate fi prezent, îi revine această sarcină vicepreședintelui și vă dau exemple de participări acolo unde domnul președinte Weiner nu a putut fi prezent. Este vorba de reuniunea ale Congresului Evreiesc European, Congresul Mondial Evreiesc, Joint New York, asta în afara țării. Și în țară este vorba de participări la reuniuni organizate de Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, pe Consiliul Minorităților Naționale. De altfel, eu sunt și reprezentant în bordul Fundației Caritatea, în Consiliul de Conducere al Federației și în Comitetul Director al Federației. A doua latură a funcției de vicepreședinte este cea managerială. Respectiv, coordonez departamente, după părerea mea, importante, de bază ale Federației și aș începe cu primul, Departamentul de Asistență Socială și Medicală. Este într-adevăr de bază pentru că în componența membrilor, majoritatea sunt oameni în vârstă, sunt supraviețuitori ai Holocaustului, care sunt beneficiarii Departamentului de Asistență Socială și Medicală. Și o să vă descriu un pic, este vorba de două cămine pe care le administrează Federația, unul în București și unul în Arad, cămine pentru bătrâni. Important este faptul că în București, la căminul Rosen, care cred că știe toată lumea, s-au realizat lucruri importante, în sensul că etajul 2 a căminului a fost reabilitat și modernizat cu fonduri europene. A urmat etajul 1 cu fonduri de la Fundația Caritatea și acum suntem în plin proces de reabilitare și renovare a parterului, a demisorului și a curții, de fapt, a unui parc care reprezintă curtea căminului. Eu cred că e un lucru meritoriu și cred că va fi un grad ridicat, se va realiza un grad ridicat de confort pentru internații în cămin. De asemenea, în București și în comunități funcționează 6 restaurante rituale care asigură alimentație cașer pentru asistați și pentru membrii comunităților. În București există și un centru de ajutor medical cu diverse specialități. E vorba de stomatologie, boli interne, dermatologie, cardiologie, fizioterapie și așa mai departe. Iar în comunități există circa 9 cabinete medicale care asigură consultații și medicamente pentru membrii comunităților. Un alt departament este departamentul management economic, financiar, administrativ, logistică și evenimente. E un nume foarte lung, dar acoperă o gamă foarte largă de activități. Mă refer la sectorul financiar contabil. E cel care asigură sistemul relațional între federație, comunități și asistență. Departamentul mai are în componență serviciu administrativ și logistică, care asigură furnizarea de utilități, respectiv energie electrică, gaze, apă și gestionarea alimentelor rituale și a băuturilor rituale aferente activităților de cult în București și în toată țara. Prin garajul Federației, o altă parte componentă a acestui departament, se realizează
distribuția acestora la comunități. Pentru asigurarea celor necesare desfășurarea activităților religioase curente, cum e Oneg Shabbat, și a sărbătorilor, cum este sărbătoarea de Rosh Hashanah, Sukkot, Hanuka, Purim, Pesach și altele. Alt departament este cel care administrează 3 centre de instruire și recreere, respectiv unul la Borsec, Cristian, și unul la Eforie Nou, Cristian Brașov, că există și Cristian Sibiu. Și aici am reușit, vorbesc de federație, să aducem la un grad de confort cele 3 centre de instruire și recreere, fostele case de odihnă, pentru cine le-a apucat așa cum erau ele înainte și au fost acolo, cunosc că condițiile erau precare, în sensul că erau camere cu 6-7 paturi în camere, așa numite camere de tineret, și era, de exemplu, la Eforie, un singur grup sanitar la parter, dușuri, și un singur grup sanitar la etajul 1. E, astăzi, toate cele 3 centre au fost modernizate și s-a adus un grad de confort ridicat cam la, să zicem, 3 stele, în sensul că fiecare cameră are grup sanitar propriu, are televizor, frigider, aer condiționat, bucătăriile au fost modernizate cu respectarea cașrutului, respectiv regulilor pentru cașrut, bucătărie de carne și bucătărie de lapte, iar meniurile, după părerea celor care participă la diverse activități acolo, sunt foarte gustoase. Vreau să vă spun că la Cristian, care este cel mai mare centru de instruire și recreere, în parteneriat cu Joint-ul, vară de vară, Federația organizează prin JCC București, tabere pentru copii, tabere pentru adulți, pentru familii și chiar asistența pentru asistați în grupe separate de cele dinainte pe care vi le-am spus. Un alt departament este Oficiul de Îndrumare și Control, care asigură activitățile de îndrumare și control atât în București cât și în comunitățile din țară și, deși sunt iubiți foarte mult, au un rol foarte important în asigurarea îndrumării în diverse domenii. Și în cele din urmă și nu ultimul, este vorba de centrele comunitare din București și din țară și de programele naționale coordonate de mine din punct de vedere administrativ și din punct de vedere al programelor și al planurilor de acțiuni de domnul președinte Weiner și de domnul director Israel Sabah. Dar cel care pune osul la treabă este cel care îmi pune astăzi mie întrebările, respectiv domnul Eri Pervulescu. Ne-ați povestit despre vicepreședintele Ovidiu Bănescu, dar sunt convins că oamenii vor să afle mai multe despre dumneavoastră. Cine este Ovidiu Bănescu în afara oarelor de program? Dați-ne câteva repere despre profilul nostru social și profesional. Sunt născut și crescut în București, deci se poate spune că sunt băiat de asfalt. Sunt născut în București în urmă cu 63 de ani. În anul 1980 am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea Finanțe Contabilitate și până în anul 1995 am lucrat într-o uzină mare bucureșteană care se numea pe vremea aceea Vulcan București. Și așa cum era în acea perioadă, am luat-o de la mătură, cum se spune, respectiv de la economist stagiar, am fost șef de birou, șef de serviciu și în 1995, la solicitarea domnului profesor Cajal, care pe acea vreme era președintele Federației, am venit la Federație în funcția de consilier economic al președintelui.
până în anul 2005, când din nou la solicitarea noului președinte, actualul președinte, domnul dr. Aurel Wainer, am trecut în funcția de director economic. În anul 2016, tot la solicitarea domnului președinte Wainer, care mi-a spus că e timpul să faci un pas înainte, am candidat la funcția de vicepreședinte al Federației în echipă cu domnul președinte Wainer. În plan personal, vreau să vă spun că sunt căsătorit, avem împreună o fată căsătorită și ea la rândul ei, iar în luna mai, să dea Dumnezeu toate să meargă bine, vom deveni bunici. Așa cum ai spus mai devreme, domnule vicepreședinte, mediul nostru se află o responsabilitate foarte mare. Care sunt principalele provocări în gestionarea resurselor în organizații non-profit unei este federație? Așa cum unii știu, poate că alții nu știu, Federația este o organizație de cult, recunoscută în România prin legea cultelor. Are un dublu caracter, respectiv de cult și etnic, făcând parte din organizațiile minorităților naționale recunoscute în România cu reprezentare parlamentară. Deputat până în anul 2016 a fost domnul președinte Aurel Wainer, iar după ce dânsul a renunțat să mai candideze, începând cu 2016 până în prezent, deputatul Federației este domnul Silviu Wexler. Și nu întâmplător, ci pentru faptul că pe toată perioada când domnul Wainer a fost deputat, Silviu Wexler a fost reprezentant în cabinetul parlamentar al domnului Wainer. Deci a avut școală îndelungată în Parlamentul României și a creat relațiile pe care le-a dezvoltat ulterior și a avut rezultate foarte bune de când este parlamentar, atât pentru Federația în sine, cât și pentru membrii comunităților și ai Federației. Vreau să vă spun că resursele Federației sunt limitate. Ele sunt constituite din câteva grupe mari de surse, și anume surse proprii, care sunt constituite din veniturile din administrarea proprietăților imobiliare, aici înseamnă chirii, și câteva valorificări pe an. Valorificări în sensul vânzării. Există la surse proprii contribuțiile membrilor, care pleacă de la contribuții privind activitatea de cult, pentru azimă, băuturi rituale și așa mai departe. Vreau să vă spun că, vă spun numai ponderile în buget, veniturile din administrarea proprietăților imobiliare se ridică la circa 11% din totalul veniturilor bugetare anuale. Iar o altă categorie de surse sunt sursele atrase, cu ponderea cea mai mare în totalul venitelor Federației și sunt compuse din două mari surse, respectiv alocații de la Fundația Caritatea, respectiv 21-22% din total venituri și alocații de la Claims Joint și alți donatori, care se ridică la circa 32% din total venituri. Mai există o componentă foarte importantă, de circa 10% alocații de la autorități. Așa cum vă puteți da seama cu toții, Federația nu e nici producător, nu e nici comerciant, ci suntem doar un consumator de surse. În condițiile în care, în această stare de urgență, s-au închis atâtea afaceri, și mă refer la hoteluri, la restaurante, la saloane de înfrumusețare, transporturile aeriene au o cădere fantastică și alte ramuri producătoare și comerciale, bugetul statului n-a mai fost alimentat așa cum ar fi trebuit. În condițiile astea, nici Federația n-a mai beneficiat de surse și alocații
așa cum au fost planificate, pe de o parte. Pe de altă parte, referitor la veniturile din chirii. Unii dintre chiriași sunt persoane juridice, alții sunt persoane fizice. Persoanele juridice, așa cum am spus mai devreme, mulți dintre ei și-au încetat activitatea, și-au redus activitatea. Persoanele fizice, multe dintre ele, au intrat în șomaj. Deci, surse reduse de trai, nu numai de plata chiriilor. Deci, suferim și din acest punct de vedere al colectării veniturilor din chirii. E, în condițiile astea, ce am făcut? Am redus la minim activitățile federației, am transferat absolut tot ce s-a putut în mediul online și am luat măsuri cu cum se spune, pe planul salarizării. Dar vreau să vă spun că cea mai bună comparație este cu o pătură prea scurtă. Veniturile federației pot fi comparate cu o pătură prea scurtă, adică o tras spre piept, rămâi cu picioarele afară. Tras spre picioare, rămâi cu pieptul afară. Asta e situația în care ne aflăm astăzi. O altă sursă de venit este Fundația Caritate. Fundația Caritatea activează tot în domeniul imobiliar. În consecință și veniturile pe care le încasează Fundația Caritatea și alocările către federație au scăzut dramatic. Deci suntem puși în această situație de a lua măsuri, așa cum am spus mai devreme, de a restrânge activități, de a activa în mediul online cu costuri minime, cu o singură excepție, este vorba de activitatea de asistență socială și medicală, care activează la parametrii normali din buget, respectiv 100%. Aici nu s-a intervenit nimic, fiind o prioritate asistați. S-a mai luat o măsură cu salariile angajaților, s-au redus salariile angajaților. N-a fost nimeni trimis în șomaj, nici în șomaj tehnic, nici în șomaj 100%. Și încercăm pe cât posibil, atât cât ne vor permite sursele de finanțare, să nu trimitem pe nimeni în șomaj. Ba mai mult, unii dintre angajați au solicitat suspendarea contractelor, oamenii au înțeles tot acest lucru, au solicitat suspendarea contractelor și chiar unii și-au luat concedii fără plată. Asta e situația, din păcate, activăm în contextul social-economic din România și suntem, bineînțeles, atinși la fel ca toți cei din România. La începutul acestei discuții ne-ați menționat de Departamentul Asistență Socială și Medicală al Federației. Ca în orice stație de criză, cei mai vulnerabili sunt persoanele nevoie. Spuneți-mi, vă rog, cum îi susține Federația pe această categorie în aceste condiții? Sigur că persoanele asistate de către Federație sunt cele mai vulnerabile, fiind persoane în vârstă și nu e de mirare că stă în vârstă. Media membrilor comunităților și a Federației este de circa 65 de ani. N-am dormit liniștiți și aici mă refer nu numai la asistență, mă refer și la președinții de comunități, mă refer și la voluntari, mă refer și la cei din cadrul centrelor comunitare, mă refer la asistenții sociali din București și din provincie și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor pentru faptul că s-au implicat cât au putut de mult ca lucrurile să meargă pe calea cea bună. Măsurile care s-au luat au vizat două categorii de asistați, respectiv asistații din București, din provincie, care au stat la domiciliu și sunt la domiciliu și asistații din cele două cămini, respectiv București și Arad. Legat de măsuri, vreau să vă spun că n-am așteptat să apară ordonanțele de militare, ci mai ales cea ordonanța 8, care este strict, care reglementează strict căminele de bătrâni la un anumit articol. Chiar la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie,
am luat măsuri, și mă refer acum la cămine, am luat măsuri legate de carantinarea căminelor, în sensul că am oprit vizitările, am oprit ieșirile din cămin și am asigurat toate materialele de protecție necesare personalului din cămine. Pe de altă parte, vreau să vă spun că toate aceste măsuri și toți oamenii implicați, tot ce au făcut, nu se compară cu ceea ce s-a întâmplat după apariția Ordonanței 8, care obligă ca personalul din cămine să stea 14 zile în cămin, izolați în cămin, după care 14 zile ies și stau acasă, în izolare, din nou, și tot așa se schimbă din 14 în 14 zile pe parcursul stării de urgență. Ori vreau să-i felicit pe aceste oameni, pentru că pentru mine sau alții era foarte simplu. Venim la birou, unii nu mai vin decât parțial, vin o zi da, o zi nu, dar eu să zicem că am venit aproape în fiecare zi și vreau să vă spun că pentru mine n-a fost mare lucru. M-am dus, am dormit în patul meu acasă, am mâncat la masă cu familia și așa mai departe. Dar oamenii ăștia au renunțat la tot. Două săptămâni au stat și mi-amintesc că am văzut la căminul din București așa un dormitor care mi-a adus aminte de armată. Când dormeam un pluton întreg într-un dormitor. Ei sunt de lăudat acești oameni și în București și în Arad, pentru că au avut niște condiții grele și n-au pregetat, au stat și îi fericit pe care asta. Legat de cei care sunt de asistații de acasă, care au stat acasă, la domiciliu, asistența s-a implicat puternic și JCCU, adică Centrul Comunitar, și din București, și din provincie, acolo unde sunt centre comunitare, și președinții, și voluntari, au fost voluntari care nu numai că s-au înființat linii telefonice permanente pentru a ajuta, dar s-au implicat și au fost acasă la asistați ca să le procure alimente, să le ducă medicamente, să le ducă tichetele de alimente care se distribuie de către departamentul de asistență, să vadă ce nevoie au. Deci și pe această cale le mulțumesc tuturor voluntarilor, președinților, s-au asigurat materiale de protecție și așa mai departe. Deci facem absolut tot ce putem să nu existe, cum să spun eu, victime. Și vreau să vă spun că au fost efectuate teste personalului de la cele două cămine și nu există niciun caz de infectare cu COVID-19. Deci iată că măsurile pe care le-am luat cu circa două săptămâni înainte de a fi obligați au avut rezultate foarte bune. Dumneavoastră coordonați centrele comunitare B și programele naționale. Iar parte de studiu și programele educaționale vrei reprezintă un pilon important din activitatea federației. Cum s-a desfășurat în aceste condiții, aceste programe? Bineînțeles că și activitatea centrelor comunitare din București și din țară au trebuit să se adapteze la cerințele acestei perioade. În sensul că s-au suspendat toate activitățile cu prezență fizică și toate s-au deplasat în mediul online. S-au continuat activitățile, mă refer aici la Radio Shalom, la cursurile de limbi străine, că nu e vorba și de ebraică și de engleză și alte limbi străine care se predau, activitățile sportive în mediul online, activități pentru copii, activități generale pentru membri, și, așa cum am spus mai înainte, activitatea comunitară, socială, a fost voluntari care, așa cum am spus la întrebarea următoare, s-au ocupat de
de persoane și aici vreau să fac o subliniere, nu e vorba numai de asistați. S-a extins această activitate și pentru persoane neasistate. Și pentru toate categoriile de asistați, pentru că există mai multe categorii de asistați, cea mai importantă și densă, care este susținută cel mai puternic, este cea a supraviețuitorilor Holocaustului. Au fost programe naționale care s-au desfășurat în mediul online și aici mă refer la Cheșet, la Ibane și a mai fost ceva, a fost sărbătoarea de Pesach și Sederul de Pesach, dacă îmi amintesc bine, a fost difuzat online. De fapt, nu numai Sederul de Pesach, și Rabinatul se ocupă de activitatea de cult în mediul online. Domnule vicepreședinte, cred că este cea mai măsură să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Cum va arăta Federația după această pandemie de coronavirus și după posibilă criză economică? Eu cred că după această perioadă Federația va arăta ca înainte, numai că activitățile se vor relua treptat, în funcție de existența finanțării pentru aceste activități. Nu va fi o explozie de activități, ele se vor relua, așa cum am spus, pas cu pas, dar sper că și Federația va avea soarta păsării Phoenix, adică va renaște din propria cenușă. Nu vorbesc, eu vorbesc de o cenușă la figurat, pentru că activitățile noastre, deși au fost prezente în mediul online, au fost mult, mult diminuate și fără prezență fizică. Așa cum în toată economia lucrurile vor reveni la normal încet cu încet, așa și în cadrul Federației lucrurile vor reveni la normal în decursul timpului. Ce mesaj doriți să transmiteți membrilor comunității evreiești din România? Fac un apel la membrii comunităților evreiești să nu cumva, să nu respecte regulile impuse de această perioadă, pentru că avem nevoie să fim și după terminarea pandemiei, să fim împreună, fizic, să fim la programele, participanți la programele Federației și nu uitați că pe 17 mai avem online Bereșit 20. Vă rog să participați cât mai mulți, măcar așa să ne vedem online, până când va trece această criză și vom fi din nou împreună fizic. Participați la programe, susțineți Federația, cei care pot să contribuie, nu numai fizic, ci și material. Și vă doresc multă sănătate și să fim din nou împreună și fizic.